Salut, prieteni! Bine ne revedem și ne reauzim la Agenda de Mureș. Astăzi vorbim despre crize și cred că, chiar dacă invitatului meu nu o să-i placă, spun așa, partidul care reprezintă sau simbolizează sau descrie cel mai bine crizele prin care trecem cu toții ca societate acum, este Partidul Mișcarea Populară. Asta e părerea mea, pentru că el însuși se confruntă cu o serie de crize și, în același timp, liderii săi vorbesc despre crize. Despre toate crizele cu care ne confruntăm, din perspectiva PMP, cu prim vicepreședintele PMP, domnul Emil Marius Pașcan. Bună seara, bine ați revenit la Agenda de Mureș. Bună seara, domnule Giurgea, și vă mulțumesc că m-ați reinvitat. Domnule Pașcan, da, reinvitat și cam repede, pentru că nimeni nu s-ar fi gândit că se mișcă lucrurile atât de repede. În urmă cu câteva luni vorbeam despre faptul că vă luați o pauză. A fost cam scurtă pauza aceasta și iată din nou la vârful PMP. Da, uneori în viață ai nevoie să reintri în arenă tocmai pentru a nu-ți compromite munca. Asta era riscul în perioada următoare, ca toată această muncă de mai bine de 5 ani pe care am desfășurat-o în acest partid să fie compromisă. Asta este realitatea. Și nu mi-era tot una, pentru că dumneavoastră știți, unii dintre cei care ne privesc sau ne ascultă probabil nu știu, acest partid l-am făurit de la firul ierbii. Adică chiar m-a interesat să coagulăm o forță creștin-democrată, o forță de pe centru-dreapta spectrului politic și care să vină cu alte mesaje, cu alte proiecte, cu un fel, un alt fel de a fi în politică. Și aici la Mureș, tocmai pentru că mi-am pus în joc onoarea și credibilitatea, mulți dintre cei care compun astăzi Partidul Mișcarea Populară sunt din rândul celor care au venit susținând că mă urmează într-o astfel de construcție, având încredere în mine. Mai apoi au venit și alții, după alți colegi ai noștri, unii după Radu Pescar, alții după alți dintre colegii de la vârf, mizând pe o construcție serioasă, sănătoasă și cu încredere în perspectivă. Nimeni nu construiește politic doar de aspect. Bun, dar mulți ar fi spus după ultima noastră întâlnire înaintea Congresului că nu o să reapăreți la vârful partidului, pentru că ați lăsat așa impresia că nu vă interesează odată candidatura pentru funcția de președinte și nicio altă funcție deocamdată. Ori astăzi vorbim și vorbesc cu prim-vicepreședintele, adică al doilea om, dacă nu greșesc, după liderul Eugen Tomac. Cineva chiar v-a apostrofat pe Facebook după Congres spunând că v-ați atins obiectivul, uitând că înainte erați președinte executiv. Am fost și președinte național interimar. După demisia lui Eugen Tomac, am condus acest partid până la Congres. Mai bine de o jumătate de an. Deci, nu e nicio problemă. Eu nu am blufat, Adrian Giurgea. Deci, pur și simplu, așa am simțit, am stat deoparte, mizând totuși că această construcție a mea va continua. Și va continua într-un mod onest, într-un mod deschis, într-un mod sincer, deși în politică cu sinceritatea și onestitatea nu faci casă bună adeseori, dar am văzut și am primit continuu semnale de la colegii mei că lucrurile nu merg bine. Și am văzut tot felul de falii și tot felul de fracturi apărute peste noapte, tamne, sam în PMP, care nu existau. Atunci, ceea ce s-a întâmplat la Congres nu e, de fapt, să parafrazăm așa, ne-am luat partidul înapoi? Adică Traian Băsescu ni l-a lăsat nouă, noi ne-am retras pentru că la alegeri nu a ieșit așa la virgulă cum am vrut noi și acum îl luăm înapoi că din vari motive. Puncte erau acolo. Pot accepta acest raționament pe care l-ați evocat, că ne-am luat partidul înapoi, în sensul că ne-am fost o echipă, Adrian Giurgea. Nu a existat să baleiem, să existe confruntări majore, rupturi, falii de neagregat împreună. Și cei care au fost aleși înainte de acest congres n-au făcut parte din echipă? Ce s-a întâmplat acolo? V-ați dat seama până la urmă? Pentru că acum o săptămână ați ajuns, sau acum 4 zile, nu mai știu exact, ați ajuns chiar la excluderea din partida fostului lider. Aici este problema. Deci, atenție,
fără ca să ne-o ceară cineva, după acel eșec electoral de la alegerile generale, Eugen Tomac, zic absolut moral și corect, a decis să își asume acest eșec, fără ca cineva să-i reproșeze, fără să-i ceară să retragă, fără să-i se impună vreo decizie. Și eu, la rândul meu, m-am simțit obligat, v-am explicat contextul într-o emisiune sau mai multe emisiuni anterioare, și am sperat că găsim acest lider integrator, un alt lider care să confere o nouă perspectivă credibilă, o construcție serioasă, politic, în Cristian Diaconescu. El a dorit această funcție, efectiv a urmărit această funcție și am zis în acel moment absolut nefast pentru Partidul Mișcarea Populară că dacă dorește cu adevărat și vrea să lupte în continuare să păstreze acest standard și acest partid unit, poate să o facă. I-am oferit de plină încredere atât Eugen demisionând, cât și eu, și m-am retras, după cum am spus, din orice funcție, tocmai pentru a nu vicia în vreun fel ceea ce dorea să construiască sau felul în care dorea să meargă mai departe în viziunea sa. Nu suntem ca lideri la fel, fiecare vede lucrurile diferit și asta s-a întâmplat. Din păcate, ceea ce noi credeam că se va materializa cumva pozitiv într-un moment greu pentru partid, a degenerat total. Adică felul de a pune problema, felul de a se manifesta al lui Cristian Diaconescu ne-a dus în situația în care pur și simplu n-am mai putut să rămânem deoparte. Adică, în esență, a adus un secretar general care era absolut conflictualist, s-au stârnit conflicte aproape în toate organizațiile la nivel național, în loc să încerci să-i aduci la un numitor comun pe lideri și să-i remotivezi, să-i reanimezi pe o ideologie politică care exista, dar să venim cu o construcție în acest sens, totul a devenit o conflictualitate, un perpetu circ intern cu plăți de polițe. N-am înțeles de ce, că nu au existat astfel de situații, cu eliminarea celor care aveau curajul să spună adevărul în față, au început plăți de polițe și la București, tot ceea ce însemna simbolistică legată de istoria acestui partid și de foștii lideri s-a aruncat la gunoi, implicit tablouri de pe pereții partidului au fost îndepărtate cu foștii lideri și s-a creat așa o vrie, un vertij ciudat, o cădere către un hău de neînțeles. Situația din partid era extrem de tensionată, lucrurile degenerau, s-a ajuns la schimbarea secretarului general stabilit inițial de Cristian Diaconescu și apoi timp de câteva luni de zile, Cristian Diaconescu, la finele anului trecut și începutul anului curent, a refuzat efectiv să mai convoace statutar ședințe în care să se lămurească aceste asperități și conflictualități. Este o mare diferență și îmi pare rău să vă spun, între, să zicem, purtătorul de cuvânt de la televiziuni, între analistul, diplomatul Cristian Diaconescu, așa cum l-am cunoscut și l-am văzut și noi înainte de această etapă politică, și omul Cristian Diaconescu, și îmi pare rău să o spun, dar asta este realitatea, care nu respectă niciun fel vreun cuvânt dat, care nu respectă niciun fel de înțelegere pe care o faci cu el, care nu înțelege elementar ceea ce înseamnă o democrație implicit într-un partid, pentru că noi astfel am fost obișnuiți, ca familie, ca echipă, ca toate problemele noastre să le discutăm în structurile statutare ale partidului și acolo să luăm decizii, cât ar fi fost ele de complicate sau de dureroase ca repere. Și asta nu s-a mai întâmplat. Deci partidul a tot acumulat tensiuni după tensiuni. Se știe că un partid mic, un partid care a și avut un astfel de eșec, nu e simplu să supraviețuiască politic, nu mai ai aceeași reprezentativitate, nu mai ai parte de a decide în vreun fel la vârful politicii românești. Toți colegii noștri, șefi de organizații, șefi de filiale, consilieri locali, consilieri județeni, primari, viceprimari, sunt ofertați non-stop și acest lucru de a fi ofertat să plece în altă parte se întâmplă de după alegerile parlamentare și în loc să găsești acel factor integrator, acel lider care să-i adune pe oameni, să-i remotiveze, să le dea o perspectivă politică în acest partid,
lucrurile tot escaladau în zona tensiunii a conflictului și tocmai pentru că nu se respecta nimic din ce se stabilea statutar. O criză internă și ca și când nu ar fi ajuns, pentru că vreau să leg, a reapărut criza odată cu rămânerea definitivă a soluției în cazul președintelui fondator al partidului, nu? Traian Băsescu, informator al fostei securități. Oare Cristian Diaconescu nu a privit un pic mai în perspectivă și a gândit, dăm jos tablourile, uităm de Traian Băsescu și câștigă partidul? Pentru că vreau să mă întreb, am scris așa, PMP, lupte interne, excludere, acuzații și întrebare, reformă. Se reformează acum PMP în contextul crizei interne, în contextul crizei Traian Băsescu sau merge în direcția pe care insinuează sau chiar o spune Cristian Diaconescu spre o fuziune cu PNL. Nu că domnia sa nu ar fi vrut o apropiere de cei de la AUR sau poate chiar de PSD, că vine din PSD de la domnia PPU, sa. Ați văzut care discuții mai nou. Acum, sigur, dacă privim în ansamblu acest tablou, vreau să vă spun că problema nu era legată de Traian Băsescu și de procesul său pe rol și de îndepărtarea sau tendința de a îndepărta partidul de tot ce înseamnă istorie împreună cu Traian Băsescu. Problema este că Cristian Diaconescu îndepărta rând pe rând toți liderii de organizații cu rezultate și noi avem în Partidul Mișcarea Populară vreo 12 organizații care au rezultate electorale implicit la alegerile generale de peste 5%. Acești oameni sunt meritoși, adică chiar într-un orizont politic ostil cum a fost cel de la parlamentare. Eu zic că am fost furați, n-am pierdut alegerile pe greșeli legate de felul în care ne-am manifestat noi electoral la nivel de județe ale țării. Și era o țintă Traian Băsescu și noi o victimă colaterală. Așa a zis și Joana, dacă vă aduceți aminte, dimineața când s-a trezit. Și după aceea a fost dat afară din partid. Adrian Giugea, la nivel național, s-au numărat voturile într-o zi și o noapte, da? Pentru cele 3%, vreo 3 zile sau 4 zile s-a numărat non-stop și acolo era vorba de 3%. V-am mai spus, toate sesizările noastre privitoare la nereguli grave în alegeri au fost respinse de reprezentanții partidelor politice in integrum și aprobate de magistrați. Adică sunt lucruri cât se poate de evidente. Secții de votare în care la Camera Deputaților avea PMP-ul câteva voturi și câteva sute la Senat. În cadrul aceeași circumscripții, cum vă imaginați un asemenea ecart? O fi diferență așa de mare între candidatul la Camera Deputaților și Senat? Dar nu de sute de voturi, nu s-a mai întâmplat așa statistic, uitați-vă oriunde în lumea asta. Ok, revenind la crize. Criza Diaconescu, criza Traian Băsescu. Partidul l-ați reluat, dar e momentul cel mai dificil, cred, după alegeri, pe care îl traversează PMP-ul. Că faptul că n-a intrat în Parlament nu e neapărat o pierdere, pentru că în plan local aveți reprezentanți în Europarlament, în Parlamentul European, iarăși aveți parlamentari, doar la București nu aveți. Așa că partidul e cumva perdant, dar învingător. Da? Așa că eu zic că acum e cea mai mare criză pe care o traversați, în momentul în care președintele fondator are o problemă de imagine, iar Cristian Diaconescu nu se oprește din a vă amenința cu procesele și nu se oprește din a se ține din partid, dintr-un partid din care a fost exclus. Spuneți-mi și asta, cum vine? V-a fost președinte până ieri, pățește exact ca Mircea Joană, da? Au zis pesediștii 24 de ore, mergem până în pânzele albe împotriva lui Traian Băsescu și în ziua următoare l-au exclus. Tocmai pentru că spuneam ca număr de aleși locali, consilieri locali, județeni, primari și viceprimari, PMP-ul este al treilea partid politic conform rezultatelor electorale de la scrutinul anterior. Acum, ca să-i păstrez pe oamenii ăștia care, repet, au oferte din mai multe direcții, de la partide mari, importante pe eșichier, cu mai multă forță și, sigur, o perspectivă mult mai pozitivă decât a PMP-ului în momentul de față, trebuie să găsești formula de a-i remotiva, de a-i reanima. Și atunci cum poți să o faci? Doar reconstruind partidul, aducând oameni noi, eliminând acolo unde sunt problemele, dar funcționând ca în regim de echipă.
Din păcate, asta ne-a reușit să facă Cristian Diaconescu. El a luat partidul pe persoană fizică. Și a început, acolo unde nu îi conveneau anumiți lideri, să îi înlocuiască. Și a dus personaje, uite de pildă, a pus la Brașov un lider care după 3 săptămâni venea din postura de consilier local la PNL, după 3 săptămâni de prezență în PMP și a dat calitatea de președinte, funcția de președinte interimar la Brașov, omul i-a cerut demisia lui Eugen Tomac, fără să-i greșească nimic. Deci se folosea de a schimba niște oameni ca aceștia mai apoi să-i atace pe vechii lideri și să-i îndepărteze pe colegii care sunt meritoși și care aveau încă curaj să spună lucrurile pe nume. Și dumneavoastră îți putea duce partidul mai departe cu oamenii aceștia? Că aici este o altă criză, din punctul meu de vedere, pentru că va trebui să găsiți ori varianta de a exclude pe toți cei care au fost cu Cristian Diaconescu, ori de a-i pune la masă și, nu știu, ai face prieteni sau ai face supuși, că prietenii v-au fost. Asta e cel mai simplu. Și în Mureș ați avut prieteni care s-au dus cu Cristian Diaconescu. Și am aflat cu surprindere că aveți 2 organizații în Mureș. Până ajungem la acel subiect, îngăduiți-mi să vă explic. La congres, din 49 de organizații județene câte are PMP, au fost prezente 41. Deci doar 8 organizații au consimțit să-l urmeze în continuare pe Cristian Diaconescu. Din rândul acestora, doar 4 sunt cu președinți din vechea gardă PMP, restul sunt președinți numiți interimar de Cristian Diaconescu. Acum, scade foarte greu. Dacă eu te invit în casa mea, îți dau loc de cinste la masă și mai apoi tu vrei să ne dai pe toți gazde afară și să stabilești că trebuie să vină o altă echipă care să-ți preia munca în care tu ai investit niște ani din viața ta. Era inacceptabil și în această situație am ajuns și țineți cont, la congres, aceeași, în proporție de aproape 90%, care l-am instalat președinte pe Cristian Diaconescu, am reîntrunit statutar Colegiul Național de Conducere cu toți liderii județeni și în proporție de aproape 90%, cei care l-am instalat inițial, l-am și demis. Și mai apoi l-am și exclus din partid. De principiu, eu te-am făcut, eu te obor. Nu, nu. Atenție, și în partide funcționează această regulă democratică a votului. Adică decid majoritățile. El ce a crezut? El a crezut, și de asta vă spun, o mare diferență între omul pe care vedeți la televizor, analistul, diplomatul, și omul ca persoană și felul lui de a fi. Ne respectă nicio regulă. Omul cred că în mintea sa este încă în comunism. Deci dacă acea structură care te-a... Serios, nu își lasă scaunul, de se ține de el, de după o să le iei decât cu elicopterul. Trebuie să chem ca după Ceaușescu, că și după elicopterul s-a dus după Ceaușescu pe CC. El nu pricepea că nu mai are majoritatea de partea sa, că țara s-a întors împotriva sa. Ei bine, aici partidul s-a întors cu toate forțele care contează și cu toate cele 12 organizații, atenție, care au luat rezultate foarte mari, plus celelalte, număr de 41, și refuza consecvent să mai facă vreo ședință. Mai mult, noi am decis și v-am și povestit într-o emisiune, am decis la Sinaia, că ne-am întrunit la anul trecut, am decis ca să facem, să începem discuții, să deschidem partidul, să avem dialoguri pentru a încerca să coagulăm o forță de dreapta într-o formă, că o fi alianță, că o fi colaborare, că o fi fuziune, că ce o fi. Dar stăm la masă și discutăm cu cei de pe partea dreaptă, că, vedeți, dreapta se cam prăbușește după guvernarea PNL. Și atunci am zis, putem participa la a reconstrui, la a reanima cu proiectele noastre, așa cum am încercat și la guvernare, susținându-le în continuare, că nu le-am abandonat, și să găsim o formulă pentru a reanima și din punct de vedere a mesajelor, a proiectelor noastre, a politicii pe care o facem pe MPU. N-a dorit să mai convoace nicio ședință în această situație. Evident că există în statutul PMP, ca în statutul oricărui partid, variante de a depăși aceste orgolii, ambiții sau egocentrisme prezidențiale. Păi dacă nu vrei tu, domnule președinte, și nu înțelegi că ca președinte ești totuși, ai o poziție executivă. Parlamentul acestui partid este Colegiul Național, Consiliul Executiv Național,
și refuza să le întâlnească, să le convoace. Și atunci prevede statutul o situație în acest sens, adică dacă nu convoacă președintele și nu dorește, poți cu o treime din rândul președinților de organizații la nivel județean să convoci acest congres extraordinar, ceea ce s-a întâmplat și s-a întâmplat pe cale de consecință îndepărtarea sa de la conducere, de la o funcție pe care nu o merita. Și acum urmează excluderea sa. Că aici nu, este exclus, domnule Giurgea. Acum o săptămână ne-am întrunit la București pentru că noi am crezut că pricepe, am încercat nu știu câte negocieri, am stat la masă, spunând, domnule, ai eșuat ca președinte, nu te simte acest partid că ai forța necesară, că înțelegi contextul, că ești capabil să respecti ceea ce dorește partidul, că nu ești pe persoană fizică. Adică ascultă pe cei care au o experiență și au ridicat de la firul ierbii, cum vă spuneam, fiecare organizație și sunt legați sufletește, politic, de ceea ce au construit. Mai ascultă-i. Nu. Și atunci am zis, dom'le, în condiția asta ne despărțim. După ce i-a fost retrasă funcția de președinte, dar a fost ales Eugen Tomac la Congres, omul ține creanga că el este partidul. Ba mai mult, adică singur. El a încercat de mai multe ori, după această ședință noastră în care am stabilit Congresul, să întrunească statutar unul dintre organisme, măcar Consiliul Executiv Național, nu a avut quorum niciodată. Deci a fost tot timpul sub quorum, ca să poată să ia vreo decizie. Și atunci ce a zis? Dacă nu are quorum în structură statutară, ignorând orice regulă, orice statut, el s-a apucat să demită vreo 40 de lideri de organizații județene. Nu există așa nici în vreun statut al vreunui partid, că asta însemna autocrație, însemna tiranie. Păi cum e un partid pe persoană fizică? Că trăim totuși în democrație. Deci omul este departe de realitățile acestei planete. Uite, am văzut, spre exemplu, că știți că nu am fost niciodată fanul celor de la USR, dar Dacian Cioloș, în conflict cu Barna, a propus un program partidului și s-a supus la vot în structurile centrale, nu a avut majoritatea votului și omul și-a prezentat demisia onest. Dom'le, dacă n-am majoritate de partea mea, cum pretind să conduc un partid? Ok, l-ați expus credibilitate. Pe Cristian Diaconescu, urmează și susținătorii săi, pentru că a spus că a demis el vreo 40 de lideri de organizații și au apărut organizații paralele în contextul acesta. Cei care au acceptat numirile și au fost, de fapt, de partea lui Cristian Diaconescu, vor avea aceeași soartă cu fostul președinte? Evident. Ce veți face? Evident. Nu poți să ai structuri paralele, de altfel împotriva celor care nu recunosc Congresul sau și înaintat plângeri penale, a încercat să blocheze Congresul Cristian Diaconescu printr-o ordonanță prezidențială și a fost respinsă solicitarea ordonanței prezidențiale. Ba mai mult, a fost pus să plătească cheltuieli de judecată către cei chemați în instanță, către Eugen Tomac, colegul Simion ca secretar general de la Brașov și alți doi colegi, și mai apoi a atacat la Curtea de Apel. Vă dați seama că a fost ministrul justiției, te-a așteptat să știe măcar să înțeleagă procedurile juridice, că a pierdut pe procedură, de să fim bineînțeleși. Și la Curtea de Apel a pierdut definitiv. Deci în momentul de față, la fiecare dintre colegii noștri trebuie să-i plătească câte 1000 de lei cheltuieli de judecată. Sigur că a mai acționat în judecată și organizarea Congresului pe cale civilă, căutând ca să nu se producă acea modificare în registrul partidelor politice, va pierde cu certitudine, că oricine pricepe că unde e majoritatea aceeași care l-a instalat și l-a dat jos, nu e niciun fel de problemă. Sunt proceduri statutare, nu recunoaște o majoritate, este problema sa, și o ține așa langa, timp în care a încercat să negocieze cu AUR, după cum ați văzut, invitându-l într-o ședință de-asta informală, că nu era într-o ședință statutară, cu câțiva nemulțumiți și răzvrătiți pe Eugen Simion, care a spus nu Eugen Simion, noi schimbați numele. Scuză-mă, că eu sunt în cap, cum îți mai aproape de literatură, cu academicianul Eugen Simion. E la mare distanță liderul. Tocmai de-aia am intervenit. Că... Mulțumesc, da, cu George Simion. Și acesta pretindea că va fabrica, așa din pix, un grup parlamentar AUR, adică din parlamentari AUR care să se dea PMP și să facă peste noapte nu știu ce grup, o fantasmagorie. Adică să aducă în parlament, altfel. Mergând către fuziunea cu AUR. Păi, atenție, Adrian Giurgea, dacă ai urmărit cumva și știu că te preocupă să fii cu informația cât se poate de la zi și ai văzut, e vorba de o fuziune, după ce intervenția lui George Simion, Cristian Diaconescu
a susținut că doar prin el se poate face această și printr-o comisie care el o stabilește, adică a luat-o pe persoană fizică, ca imediat după acest moment, într-o emisiune de dezbatere la Digi24 cu Cristian Tudor Popescu, să o dea la întors să zică, nu domnule, mie mi-a cerut partidul. Ori acolo partidul habar n-avea că îl invită pe George Simion, nu spusese nimănui. Apropo de faptul că zic, nu respectă niciun cuvânt, n-are niciun fel de linearitate în ce spune între vorbă și faptă, nicio legătură. Și atunci și aici i-a pus pe cei care au marșat pe mâna sa, sigur că e un grup de răzvrătiți, unii care nu mai sunt membri PMP, au fost excluși, încearcă să inducă în eroare că el va câștiga în instanță, nu se știe cum va câștiga, că nu are cum, și să meargă că ei vor construi aur. Și acum spunea o deputată din partidul lui profesorului Voiculescu, da, că negociază și cu PPU, sunt discuții foarte avansate, dar colegilor pe care îi amețește nu le spune realitatea. Adică el a spus că rămâne PMP până la capă și că nu, bun, ne lasă pe noi cei, care am construit acest partid. Printre cei care îl susțin sunt și aleși local. Da. Și atunci, dacă mergeți pe același principiu al excluderilor, pierdeți din aleșii locali. Nu și pierdem. Concret mă interesează ce de faceți ce cu cei din Mureș. Pe cei care, le cereți să-și depună mandatul și să vină următorii de pe listele PMP, îi lăsați în structurile locale și județene în continuare sub steagul PMP, dar nu-i mai recunoașteți, cum va fi relația cu ei? Pentru că în Mureș aveți 2 consilieri județeni, spre exemplu, și mai mulți consilieri locali. Nu știu în afara celor 2 județeni în teritoriu cum sunt, că n-am auzit și n-am reacții de la ei. Majoritatea știu că au rămas cu dumneavoastră, dar aveți 2 care sunt clar cu... Peste 90%. Adrian Giurgea, lucrurile sunt simple și nu le stabilesc eu în acest context, ci codul administrativ. Atunci când un ales local crede că e comandat pe persoană fizică, așa cum crede și Cristian Diaconescu, efectiv se ajunge la excluderea sa din partid, ceea ce înseamnă pierderea mandatului. Au fost excluși cei doi? Sau nu? Au fost excluși cei doi? Nu. Atenție, urmează să fie excluși, evident. Prevede codul administrativ că se înaintează comunicarea de excludere către prefect, este o procedură legală, după care prefectul comunică instanțe de contencios administrativ și au la dispoziție posibilitatea de a contesta și va dura judecata până la o sentință definitivă a instanței în acest sens. Deci nu ține de voința mea că dacă ar fi după mine la această mârșăvie pe care au făcut-o, eu i-aș exclude mâine și adios și n-am cuvinte. E neplăcut, Adrian Giurgea, să lentizi mâna unor oameni, să beneficiezi de încrederea ta, să-i primești în casa ta, să-i tratezi, să le dai cele mai importante poziții și mai apoi, numai că să-ți întoarcă spatele, dar ți-ar lua și așternutul și casa ți-ar lua-o, că li se cuvine. Cam asta este ecuația, asta este și a lui Cristian Diaconescu, asta este și a consilierilor județeni pe care eu i-am adus la PMP, să fim bineînțeleși, și am adus înainte de alegeri. Deci nu sunt să aibă istorie în PMP, să fi făcut ceva concret pentru acest partid. Și acum o să zic, domnule, mie mi se cuvine partidul, eu vreau să fiu președinte. Și asta a făcut Cristian Diaconescu. Deci acolo unde erau de ăștia care se visau cu bastonul de mareșal în geantă, cu diverse nemulțumiri, pentru că partidul și politica în general sunt o competiție, Adrian Giurgea. De-aia, unde zic, e o mizerie, unde oamenii se mănâncă unii pe alții, unde e o mâncătorie permanentă. Așa e în orice partid. Dar una este să fii capabil de luptă în interiorul partidului și să-ți câștigi o poziție pe care să o păstrezi pe o perioadă îndelungată, prin corectitudine, prin fapte, prin onestitate, prin proiecte. Acum, uite-te, sigur că o înțeleg până la un punct pe colega Mihaela Natea. O înțeleg pentru că a conlucrat la universitate în perioada trecută, acum câțiva ani, Cristian Diaconescu a avut un contract de cadru didactic asociat, a predat niște cursuri, a predat chiar în această facultate de studii de securitate, în această specializare în care predă și Mihaela Natea, au o relație specială ei doi. Adică până la un punct aș fi dispus să înțeleg de ce l-au urmat în această construcție fantasmagorică. Sau
nici nu pot să zic construcție, în deconstrucție aceasta în fața mea. Dar pe Valentin Bretfelean nu sunt dispus deloc să înțeleg. Eu, în toate pozițiile pe care le-am deținut de-a lungul vremii, am avut posibilitatea și mi-am pus încrederea în el și l-am susținut pentru toate pozițiile care le-a ocupat după ce și-a încheiat cariera militară. Așa. Și m-am trezit absolut năuc că de azi pe mâine cu Diaconescu amândoi, fără să aibă nimic în spate, deci se declară președintele PMP Mureș, parazitând practic această construcție a PMP-ului cu tot ce înseamnă ea. Și din interior el știe ce înseamnă un partid. Ar trebui să știe. Eu sigur am avut o serie de dispute cu el. În primul rând m-am arătat nemulțumit de faptul că, deși a ocupat prin poziția dobândită de acest partid la București, secretar de stat, consilier guvernamental, chiar lângă Ludovic Orban, eram nemulțumit de faptul că nu a transmis public nimic din ce a făcut acolo. Ori era o condiție pentru funcția respectivă. Un partid nu poate doar să spună oameni în funcții, aceștia sunt datori să vină să dea socoteală, să facă conferințe de presă, să prezinte permanent ce au realizat pentru comunitatea pe care o reprezintă, adică chiar să dovedească de ce vrea să facă politică. Ori în toată perioada în care a ocupat funcția respectivă n-a demonstrat, ba mai apoi a generat o grămadă de tensiuni și conflicte cu diversi colegi din PMP și finalmente s-a simțit el că îi se cuvine să preia PMP-ul, deși nu înțeleg de ce. Da, asta e viața. Ok, vor fi excluși și ei și ceilalți din teritoriu care s-au poziționat de partea lui Cristian Diaconescu. Întrebarea mea este, aveți cu cine să înlocuiți astfel încât pierderea în cifre și în procente să nu fie atât de mare încât să vă ducă sub ceea ce ați obținut la alegerile trecute? Aveți oameni și aveți ce să le oferiți oamenilor să intre în PMP? Leg, chiar dacă n-ați vrut să vă atingeți deocamdată de subiect, leg asta și de istoricul cu Traian Băsescu. Pentru că veniți acum, am spus, mi se pare cea mai dificilă perioada PMP-ului, veniți și trebuie să-l pregătiți pentru alegeri. Aveți oameni și ce le oferiți celor din afară ca să intre în PMP dacă nu aveți cumva în plan, așa cum a spus Cristian Diaconescu, să lipiți PMP-ul sau să îl pierdeți într-un alt partid, pe dreapta. Astea sunt mai multe întrebări într-una. Da, absolut. Am pornit, plec și mă întorc. Da. No, noi nu pierdem consilieri. Chiar cei excluși, chiar cei care își pierd mandatul, conform codului administrativ, vor fi înlocuiți de următorii de pe listă. Deci nu pierzi poziția. Da, dar în partid sunt cu doi mai puțin, cel puțin în Mureș. La asta mă refeream. Eu cred că dacă vom reuși să restabilizăm această corabie politică a PMP-ului și vom redeveni credibili înlăturând factorii aceștia care parazitează, după cum vă spuneam, partidul, avem o perspectivă de a construi, de a reconstrui. Și eu nu pornesc absurd. Până la alegerile viitoare vor fi 2 ani și jumătate. Da? Mai mult decât atât, deja se speculează că în 2024, deși ar trebui să fie 4 rânduri de alegeri, cei de la PSD și PNL au convenit informal, deocamdată, ca alegerile parlamentare și cele locale să le facă împreună. Chiar și primul tur de la prezidențiale, așa vor. Deci să fie toate trei deodată, doar turul al doilea să fie. Am văzut doar ce s-a speculat în spațiul public pe această temă. Eu cred că ar fi benefic, pe de o parte pentru că se scutesc din cheltuieli, din bani, făcând mai multe tururi, mai multe campanii, evident, comasându-le, se ajunge la niște economii, pe de o parte, pe de altă parte, prezența cea mai mare s-a demonstrat la alegeri, este la alegeri locale. În toate scrutinurile care au fost de-a lungul vremii, și atunci interesul este să ai o legitimitate la fel de mare și la alegeri generale ca și la locale, adică cum alegi primarul, să alegi și parlamentarul. Vom vedea ce se întâmplă și pe varianta pe care o evocați cu posibilitatea ca și alegeri prezidențiale să fie incluse aici, nu știu, dar într-o astfel de perspectivă, și de asta vreau să vă spun cum stau lucrurile în momentul de față.
Noi avem varianta să rămânem un partid de sine stătător, să construim cât putem, să aducem oameni noi în partid sau să căutăm formule de a-l ridica din punct de vedere al procentelor electorale în continuare, sau avem varianta ca, privind în perspectiva acestor alegeri care schimbă puțin logica organizării scrutinului. Ce se întâmplă? Câtă vreme blocurile mari politice, PSD, PNL și mai apoi AUR, care a sporit din punct de vedere electoral, plus USR-ul, se vor lupta fiecare cu toate forțele pe locale și parlamentare în același timp, nu mai ai două șanse ca să îți încerci să vezi cum stai, cum ești perceput, care este rezultatul tău la locale și mai apoi să mergi în generale în cunoștință de cauză. Te duci bâșbâind și vă spun de ce bâșbâi. Pentru că s-a văzut și înainte de alegeri am mai vorbit acest subiect, s-au făcut tot felul de sondaje, implicit de consacrați în domeniu, nu prea au rezultat aceleași date care s-au întâmplat la sfârșit. Și vă spun de ce. Și nu-i vina celor care fac sondaje sau avicierii rezultatului din cauza ce știu căror intervenții, ci faptul că oamenii nu mai comunică realitatea din diverse motive, se feresc să o facă, să nu suporte consecințe, nu vor să spună ceea ce au în gând, poate că vor să voteze cu PSD-ul, dar le este rușine să spună că votează cu PSD-ul, și alte motivații subiective de acest gen viciază fundamental rezultatul. Și atunci faci astfel de studii, dar în mod real nu știi cum stai. Asta se întâmplă. Deci, uitându-ne către perspectivă și uitându-ne la ce se întâmplă în spațiul politic actual, că lucrurile sunt atât de volatile pe fondul instabilității de la granița României, încât nu aduce anul ce aduce ceasul în politică, se poate întâmpla ca nu doar noi, ci și celelalte forțe politice de pe dreapta, dacă vor cu adevărat să se bată cât se poate de apropiat legal, egal și de un egalitarism de ăsta din punct de vedere al șanselor, să vină să solicite să facem alianțe, să facem construcții încât să ne batem cu șanse reale cu PSD. Pentru că sondajele demonstrează că sunt pe un trend ascendent, că sunt într-o primă poziție și că dacă lucrurile vor continua în acest ritm, s-ar putea, PNL din păcate e, adică e într-un moment de cădere din punct de vedere electoral, s-ar putea să reușim să coagulăm, să fim și noi interesanți pentru oricine, că nu sunt de ignorat 4-5% de niciun partid. Deci... Bun, dar vă gândiți doar la alianță electorală sau pur și simplu la fuziune, așa cum se întâmplă în zilele acestea cu ALDE, care va fi înghețit? Deci, bine, ALDE nu mai exista de mult, Adrian Giugea. Cel puțin... 0,5% ia PNL-ul, da? Cel puțin duce, PMP se vede că există și e așa îndârjire să se lupte cineva pentru acest partid. Nu înseamnă că există înăuntru materie cenușie importantă, există o miză pentru care ne batem cu toții. Alianță politică electorală sau fuziune? Nu eu mă pronunț în această privință. Sunt structuri statutare care analizează... Pentru că analizează... cei din partea Diaconescu spun că și-au spus de la început, de când ați pornit lupta împotriva lui, că vreți să dați partidul PNL-ului. Eu îți repet ce ți-am spus. Ne-am întâlnit cu toții, n-a discutat nimeni, cum obișnuie domnul Diaconescu, singur, cu propriul ego. El întreabă, el răspunde și a decizii. Deci, noi ne-am întâlnit la Sibiu, Adrian Giugea, la finele anului trecut. De ce? Pentru faptul că până acum, singurul partid care a făcut ofertă PMP de a sta la masa dialogului și a căuta o cale de a colabora, de a comunica, de a stabili ceva, o strategie politică comună, a fost PNL. Atenție! Eu ți-am mai spus aici în emisiune. Eu am primit oferte de la mai multe partide. Foarte mulți dintre colegii mei, pe persoană fizică, cei care sunt în top sau care au obținut rezultate și au organizații bune, toți am primit oferte, ba de la PSD, ba de la PNL, ba de la AUR, ba de la USR. Și ți-o spun fără niciun fel de așa, nu am nimic de ascuns. Da? Dar ca ofertă politică pentru partid, adică către partid, nu către un liderul Pașcan sau nu știu altcineva, PNL ne-a făcut o astfel de ofertă. Bun. La finele anului trecut. Și atunci vin în Mureș, și atunci noi unde organizațiile locale nu se înțeleg cu cei de la PNL. În Mureș. Cum treceți peste impedimentul acesta? Dumneavoastră în persoană nu aveți o relație
de prietenie, să spun așa, cu liderul actual al PNL Mureș, da? Cred că dacă vă întâlniți, stați la aceeași masă, dar nu vă iubiți. Cei de la Ungheni, citeam în cotidianul Zi de Zi, sunt acuzați că blochează tot ceea ce vrea primarul liberal de acolo. Așadar, ce iubire va fi asta cu Năbădăi? Nu, atenție! Nu trebuie să generalizăm, nici să absolutizăm situația de la Mureș, extrapolându-o la nivel național. Sunt organizații care se înțeleg cu PNL, alții nu se înțeleg cu PSD, nici să n-audă, alții nu se înțeleg cu USR. Deci situația este diversă și îți spun de ce. Noi, după alegerile locale, am convenit, mă rog, mergând spre parlamentare și după s-a reluat această teză, că lăsăm organizațiile și colegii noștri care au fost aleși locali, să decidă ei cum își construiesc majoritățile încât să servească comunitatea. Adică nu ne-am spus, mergeți așa, ca oile, pe o singură direcție, toți faceți cu PNL-ul și dacă nu ne interesează. I-am lăsat și atunci există organizații PMP în funcție de specificul județelor lor care conlucrează cu PSD, fac majorități, compun în consilii, au vicepreședinți de consilii județeni ai noștri. Și ne avem, de pildă, avem construcții cu PNL în județul Mureș, avem construcții cu PSD, în funcție de cum s-a putut, cum s-a configurat o majoritate. Uite, avem primar la Sânt Petru, pe Spiru Șerban, un tânăr extrem de destoinic și bine intenționat și sper să-l ajute Dumnezeu să facă treaba acolo. El foarte greu și-a coagulat o majoritate și nu are nici acum. E una care, în funcție de probleme și de proiectele Consiliului Local, merge înainte. Are doi consilieri PMP, doi consilieri PSD, doi consilieri PNL. Și așa au făcut doi au și mai departe. Doi, 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 fă majorități. Și atunci, pe astfel, pe tipul acesta de situații, noi le-am lăsat dezlegare colegilor noștri. Adică mergeți în comunități, compuneți majorități și ca principiu, nu ne interesează Adrian Giurgea ca 4 ani de zile să-i fim ostil unui primar numai de-a dracu, că pedepsim comunitatea. Știți care a fost principiul meu de când eram prefect? Mergem, s-a încheiat campania, am ieșit din ringul politic și acum conlucrăm, căutăm să configurăm majorități, acolo unde putem stabilim un viceprimar că e parte intrinsecă la decizia executivă și construim proiecte pentru comunitate. Asta este prioritatea. Ca după 4 ani să spunem, uite, consilierii noștri n-au stat atâta mare de vreme votând împotrivă că ei erau supărați încă din campanie pe primar, ci au venit cu aceste proiecte care le-au materializat. Ei bine, acolo unde ai primarul ostil și nu respectă proiectele cu care vin consilierii noștri sau le respinge, tot așa, numai din orgolii personale, sigur că o avem o altă abordare. Deci am vrut să fim constructivi și de asta îți spun. Pe de altă parte, sigur că ai făcut trimitere la relația dintre mine și Ciprian Dobre. Măi, nu am fost apropiați foarte mult în timp, dar nici nu ne-am dat în cap unul la celălalt. Am concurat, am fost competitori întotdeauna în campaniile electorale, dar eu zic că în politică este un principiu fundamental. Politica este arta negocierii și a compromisului. Eu nu trebuie să mă iubesc cu Dobre. Eu trebuie să conlucrez politic pentru proiectele comunității. Și eu am fost în PNL. De ce am fost în PNL? Pentru că PDL, partidul din care am făcut parte, a fuzionat cu PNL. Și am făcut parte din PNL și am conlucrat. M-ai auzit conlucrând sau fiind în PNL cu Dobre să ne dăm în cap unul altuia? Sau... Nici vorbă. Eu sunt un om de echipă și pentru mine primează interesele comunității. Dacă e vorba să încalc eu pe orgoliu, treacă, meargă, nicio problemă, am atâta cultură și înțelepciune încât să știu să fac pasul înapoi pentru binele celor pe care le reprezint. Mă interesează pe mine să fiu cocoș sau mă interesează să fac ceva pentru Târgu Mureș ăsta și județul care se prăbușesc? Care nu au niciun proiect, nicio perspectivă, tot așteaptă pronia divină și muzeul fotografiei ca să ne salvăm. Deci nu pot să stau în această expectativă și ăsta e și motivul pentru care am zis riscul este dacă nu fac acest pas. Riscul este să văd în continuare cum municipiul și județul meu, sub conducerea destoinică a UDMR-ului, destoinică cu ghilimele, se prăbușesc, nu au proiecte, nu au perspectivă și eu mă cert cu cine? Cu Cristian Diaconescu, care nu înțelege că aici trebuie să faci politică în mod direct. Nu așa cu tot felul de culdușel și cu șuieli pe la spate, cu intriși pe sub masă, cu decizii pe persoană fizică. Asta nu este politică. Deci am fost învățați cu toții și de asta echipa, când le-a dat semnalul Eugen Tomac, a reacționat în solidar. Adică s-au săturat de aceste abordări. Noi n-am fost obișnuiți cu așa ceva. Și uite, îți dau un exemplu, că am văzut că acum inamicul public numărul 1 este Traian Băsescu.
Dom'le, e din punctul meu de vedere de râsul lumii. Nu povestea asta cu dosarul său de informare. Dom'le, pentru o faptă de acum 50 de ani, când omul a fost în Academia Militară, când contrainformațiile militare erau cele care făceau legea și dacă le făceai pe plac bine, dacă nu te puteau exclude. Eu știu toată povestea asta întâmplător cu Traian Băsescu, care vine în urma unei sărituri peste gardul unității cu niște colegi și la întoarcere au fost prinși și varianta era asta. Ori vă dăm afară din Academia Militară, ori vă apucați să ne vorbiți despre niște colegi care se întâlnesc cu poveste de acum 50 de ani. Bine, descoperit acum întâmplător. Deci dacă asta este marea problemă a României și vrei să elimini un om politic de pe scena țării, asta e viața și o acceptăm ca atare. Adică nu e niciun fatalism în povestea asta. Am luat-o ca atare. La noi, la Mureș, întotdeauna ne-am explicat mureșenilor că eu sunt reperul lor de ghidaj și moral și din punct de vedere al perspectivelor politice. Cuvântul meu este în joc. Eu n-am dat vina și nici nu m-am agățat nici de Traian Băsescu, nici de altcineva ca să îmi duc o echipă politică și un partid la niște rezultate. Ci că eu am fost reperul. Și vă trage în jos criza Traian Băsescu, ambele crize, cea cu faptul că a pierdut procesul și faptul că acum este într-o situație, dacă e adevărat, din punct de vedere medical, grea. Dacă nu e adevărat, cum încearcă unii să vehiculeze, e iarăși un lucru care, vă întreb, vă afectează? Bineînțeles. Adrian George, adică eu pot să spun orice, dar nu pot să fiu ipocrit. O bună parte din electoratul PMP este băsist. Și cei mai siguri, mai vehemenți, mai stabili dintre electorii noștri sunt fanii lui Traian Băsescu. Acum că s-a creat povestea asta, ei nu se vor dezice de Traian Băsescu. Pentru că ei consideră că aici s-a exagerat. Adică pentru două note informative la contrainformațiile militare, repet, a unui tânăr student din Academia Militară Navală, nu s-a prăbușit lumea și totuși în perioada mandatelor lui Traian Băsescu, noi am intrat în NATO, am liberalizat justiția, n-am mai fost sub control politic. Adică a avut niște realizări omul ăsta, dincolo de toate păcatele sale sau ce îi se pun în cârcă. Deci pătura aceasta de băsiști nu părăsește PMP-ul. Deci ea este legată identitar de Traian Băsescu și de acest partid pe care l-a fondat. Apropo, știți că Cristian Deaconescu i-a retras de la sine putere funcția de președinte onorific. Noi l-am făcut președinte de onoare în congres pe Traian Băsescu și l-a exclus. Eu nu mă dezic de această poveste. Mie Traian Băsescu mi-a întins o mână, Adrian Giurgea, politic, când foști colegi de la PNL care nu mai încăpeau de mine, nu mi-au dat niciun fel de poziție, banii contra au căutat să mă elimine. Și eu m-am dus la Traian Băsescu pentru că mă știa din mandatul de prefect, a știut că am fost corect, onest, că mi-am făcut datoria cu bună credință, mi-a întins o mână și mi-a dat un loc pe care mi l-am câștigat prin forțele proprii în fruntea PMP-ului. Așa că eu nu mă pot dezice de un om care a fost corect cu mine. Ce interpretări fac unii sau ceea ce se întâmplă astăzi, condamnabil, că un om căzut, un om cu probleme medicale, te-a pus să-l lovești în timp ce este căzut și să inventezi tot felul de gogorițe și interpretări a unora care multora le-a dat de mâncare și știu acest lucru, adică le-a favorizat poziții, au trăit bine în vremea sa și acum s-au întors împotrivă. Asta e viața. Dar ceea ce se speculează nu este adevărat. Traian Băsescu a avut o criză cardiacă în urmă cu câțiva ani, a fost operat pe cord și din cauza stresului, a altor probleme și altor afecțiuni medicale pe care le are, sigur a avut o cădere după aflarea acestei vești la care nu se aștepta. Domnule Pașan, criza. Dar nu nici într-un caz ABC și tot felul de porcării care s-au vehiculat în spațiu public, că ar fi inconștient că nu. Astăzi a fost, din câte știu, și lăsat din spital, deci a părăsit spitalul. Bun. Criză peste criză, spuneam. Crize politice. Ce e mai grav sunt, e criza umanitară de la granița României problema. Și crizele care se preconizează. Am văzut că partidul dumneavoastră și dumneavoastră personal ați venit în zona aceasta a rețelelor de socializare, n-am văzut altfel comunicarea, dar probabil că există, cu o proiecție ce ar trebui făcut pentru a scăpa sau a trece mai ușor printr-o eventuală criză alimentară.
Nu pot să nu mi-aduc aminte că în urmă cu destul de mulți ani ați strigat de-a dreptul, asta mi-a venit să spun și spun, ați strigat de-a dreptul că am devenit o colonie. Am devenit o colonie care nu mai știe să producă, din păcate. Credeți că cineva vă ascultă și care sunt soluțiile pe care le propuneți? Uite, mulțumesc din suflet că mi-ai ridicat această minge la fileu. Acesta este și unul dintre motivele pentru care noi avem nevoie imperativă să stăm la masă cu celelalte partide. Că ajungem la un consens că nu. Adrian Giugea, una este să strigi în eter, să te preocupe și să ai soluții pentru ceea ce se întâmplă în România și să fii ascultat. Și alta este să fii și tu unul dintre facebookiști. Unul de pe Facebook care scrie și el și nu-l bagă nimeni seamă. Noi de aceea, ca partid, avem nevoie să stăm la masă cu PNL, să stăm la masă cu PSD, să avem dialog direct cu primul ministru și cu miniștrii care contează, implicit și cu parlamentarii, fiindcă avem multe conexiuni încă și mulți prieteni în Parlament, pentru ca vocea noastră să fie ascultată. Eu ce am spus? Noi avem acum, în situația actuală a României, o posibilitate extraordinară de a specula în beneficiul României situația actuală de război. Pe de o parte, dacă într-adevăr ne preocupă să evităm o foamete și o criză alimentară care vor veni inevitabil, suntem obligați ca cei care ne reprezintă la nivel de guvern și în Parlamentul European să solicite imperativ subvenții mărite pentru agricultori, subvenționarea prețului la motorină pentru agricultură, de asemenea tot ceea ce înseamnă investiții în agricultură, să aibă un regim special, să cultivăm tot ceea ce are România terenuri disponibile, pentru că mulți dintre agricultori și fermieri, anul trecut, anii trecuți, au refuzat să-și cultive proprietățile pentru faptul că nu aveau desfacere și nu aveau nici depozite. Avem nevoie și depozite pentru depunerea cerealelor, fiindcă, iată, acest război dintre Rusia și Ucraina conduce la foamete inevitabil. De ce? 30% din cerealele lumii provin din Ucraina și din Rusia. Iar Ucraina este în primii 10 exportatori de grâu din lume. Câtă vreme terenurile de acolo nu se mai cultivă, agricultorii au fugit, fermierii s-au ascuns, sunt bombardați. E greu de crezut că și în situația în care, să zicem, într-un termen mai scurt se va încheia acest război, acolo le este distrusă infrastructura, combinatul de îngrășăminte chimice, unul dintre cei mai mari ale lumii. Au probleme serioase, deci ei nu vor produce. Rusia este sub embargo. Avem șansa ca noi românii, dacă știm să ne apărăm cauza și situația la nivelul structurilor Uniunii Europene, să beneficiem de acele susțineri, de suportul financiar necesar pentru a cultiva maxim și a da motorină subvenționată, implicit gaz subvenționat pentru combinatul Azomureș de la Târgu Mureș pentru a produce încrășăminte. Alminteri, vom ajunge la finele anului într-o criză a grâului, o criză a cerealelor, care probabil România nu va simți foarte tare, că noi încă producem pentru consumul intern. Dar prețurile vor crește, inevitabil. Și cu toate astea, dacă nu le vedem și nu stăm la masa dialogului cu cei care sunt decidenți în povestea asta, vorbim și noi, strigăm și noi în eter, în pustiu, mai bine zis. La fel și cu energia, Adrian Giugea. În momentul de față, aminteșteți, înainte de război, ce discuta Uniunea Europeană? Să închidem centralele care produc pe cărbune, da? Termocentralele. Să închidem tot ceea ce înseamnă energie poluantă. Ba, chiar se punea în discuție să se elimine și centrala nucleară, că nu este energie verde. Păi România, în momentul de față, nu știu cât își asigură energie verde. Probabil un 10-15% din totalul necesarului de energie electrică. Noi acum avem și aici niște oportunități. Dom'le, trebuie să repornim industria cărbunelui, să ne asigurăm independența energetică pe cât posibil, să se reinvestească în pornirea celorlalte două reactoare nucleare de la Cernavodă. De asemenea, eu cred că noi putem să fim salvatori și în industria agroalimentară și în cea a energiei, implicit pentru Uniunea Europeană. Dar cu cine, domnule Pașcan? Pentru că minerii, cei care știau să lucreze, au plecat, sunt pensionari mulți, mulți au plecat și nu vor să se mai întoarcă, iar tinerii nu vor intra în subteran pe salariu de miner.
Păi astea toate sunt rezolvabile, aveți dreptate, nu contez. Aveți dreptate, dar sunt rezolvabile. Păi nici mineritul n-a apărut din neant. Cineva a creat condițiile, oportunitățile, motivațiile financiare încât să se întâmple acest lucru. Ba mai mult, uite, noi am avut în Parlament tot felul de abordări din astea ciudate cu, așa ziți, marii patrioți și apărători ai neamului, cum e Dragnea, și cei de la compania Exxon, care era capabilă să exploateze zăcămintele de gaz din Marea Neagră, au plecat. Acum trebuie să găsim o formulă pentru a crea condițiile necesare unei legi offshore favorabile, RomGazul să-și finalizeze tratativele cu compania Exxon și să ajungem să avem și noi partea noastră din această exploatare în sensul următor. Tot ceea ce se exploatează din Marea Neagră să ajungă prioritar pe piața românească, asta este obligatoriu, și ce este excedent avem decât să exportăm și noi să facem venituri la bugetul de stat. Mai mult decât atât, noi vom fi nevoiți, fiindcă nu ne acoperim necesarul de gaz intern din producția internă. Vom fi nevoiți să importăm. De unde importăm? Embargo pe Rusia și se vede acest lucru și prețurile sunt din ce în ce mai mari, prohibitive. Mai nou au această abordare cei din Rusia că se vor putea face achiziții de gaze doar cu rubla. Deci o problemă extrem de complexă, dar noi va trebui să apelăm ori la depozitele din Azerbaijan să venim cu o altă variantă, sau dacă nu, măcar o parte să apelăm la gazul lichefiat american. Și da, pentru asta trebuie să-ți faci modulele pentru a putea din port să preiei acest gaz și să-l distribui la nivel național. În afara mesajelor de felicitare și susținere, sunt două mesaje pe care vreau să le comentați și să vi le citesc. Încep cu ultimul. Bolog Iosef spune așa: bună seara, agricultorii români și maghiari beneficiază de ajutorul lui Victor Orban și îngrășăminte din Austria și Grecia. Restul povești. Aici pot să fiu parțial de acord cu Bolog Ioșco. Bine că îi ajută pe agricultorii maghiari, ei sunt preferențial și ei sunt primii dintre cei ajutați, așa de sămânță mai apare și câte un fermier român. Dar nu asta e problema. Bine că vine acest ajutor. În aprilie, oare vor beneficia de același ajutor după alegerile din Ungaria? Asta, domnul Bolog, vă aștept să vorbim, păi să dacă ajutorul va fi același. Să ne spună Ioșco, el probabil știe mai bine. Acolo e o competiție care pe care, adică cred că sunt singurele alegeri în care socialiștii s-au unit toți împotriva lui Victor Orban. Și abordările lui Victor Orban apropo de situația de război în Ucraina cu embargo legat de transport și mai departe de material militar de sprijin e ciudat, nu știu cum va reacționa. Că poate fi decisiv în perspectiva alegerilor. Cred că și atitudinea față de refugiați. Da, plus atitudinea asta îl costă puțin. Vorbind cu unii care cunosc situația de acolo, spun că îl costă destul de mult atitudinea, și atunci pune mai mult ca niciodată bază pe maghiarii cu dublă cetățenie din diaspora. De aici, în mod special, uite, m-au informat colegii mei din diverse consilii locale din județul Mureș că chiar în timpul serviciului, unii funcționari din primării au tot felul de materiale propagandistice legate de Victor Orban și le transmit așa, pe Facebook, în timpul liber. Pot să vadă că Facebook-ul îți marchează și ora de la care ai trimis mesajul și erau în timpul serviciului. Le-am spus, domnule, n-avem nici o alegere din Ungaria să-și facă alegerile lor. Problema este că un funcționar în timpul orilor de serviciu, dacă este plătit de bugetul local, să-și facă datoria. Adică n-are decât să facă campanie în timpul său liber. Bun, și al doilea mesaj vine de la Adrian Sersea. Nu știu dacă vă spun ceva numele. Spune așa: domnule moderator, pe când o emisiune cu terenul de la Romexpo, invitatul dumneavoastră de seamă, cu ghilimele, a fost artizanul acelei afaceri. Noroc că s-a sesizat opinia publică și nu a putut duce încă la bun sfârșit ceea ce a premeditat. Noi am vorbit despre povestea Romexpo, da, cred că ați explicat-o și deși am lăsat-o, dar pot să reiau spre final. Scurt, am discutat-o aici, cum ați inițiat proiectul respectiv. Mai spuneți odată totuși, ce acolo? Îi furt, așa cum lasă să se înțeleagă, premeditat ceea ce ați vrut. Ați premeditat? Lucrurile stau simplist, așa să priceapă toată lumea. Camera de Comerț și Industria României este înființată de pe vremea lui Alexandru Ioan Cuza. Nu este un simplu ONG sau o din asta construită după Revoluție, o entitate instituțională,
Ce vrea această instituție? Și eu, interesat să o dezvoltăm și să creăm o perspectivă unei instituții care e reprezentată și în alte țări și apere interesele oamenilor de afaceri autohtoni. Ce vor ei? Ei au un teren la Romexpo pe care l-au concesionat, cred că mai au încă vreo 30 și ceva de ani de concesiune, și pe care, evident, nu se pot face investiții de zeci de milioane de euro câtă vreme nu îl dețin în proprietate. Au un astfel de proiect de dezvoltare cu un centru de afaceri internațional, unul de cele mai mari din Europa, cu tot felul de chestiuni legate de dezvoltarea lor și prestigiul acestei instituții. Repet, e o instituție înființată în vremea lui Alexandru Iaucuza cu acest scop de a promova afacerile și mediul de afaceri românesc intern, cum are și Germania, are și Franța, au și celelalte, Italia și celelalte țări. Bun. Și atunci ei vor să dezvolte pe un teren care oricum îl au în concesiune 30 de ani și au zis, dom'le, vrem să îl primim, să facem, să fie proprietatea noastră ca să putem să desfășurăm aceste investiții, făcând dovada lor de zeci de milioane de euro, Adrian Giurgea. Dar asta e numai o parte a proiectului. Deci cred că e partea nesemnificativă. Acolo în proiect propun modificări substanțiale legate de regulamentul lor de funcționare, de resurse, de fonduri și așa mai departe, încât să consolidăm această instituție. Am discutat de toate astea și am ieșit deja din ora de da, și atenție, emisie de azi. Dar întrebarea mea este aici. Nu un pic, că da. Te las. Întrebarea mea este însă alta. Emil Marius Pașcan a luat proiectul ăsta și l-a dus lui Iohannis și a zis semnează-l, trimite la monitor oficial și fă-l lege. Pentru că despre asta vorbim până la urmă. Chiar dacă Emil Marius Pașcan și nu țin parte, știi bine, a inițiat un proiect. Eu în Parlament atunci era cred că de 600 de persoane care au votat. Mi-ai luat vorba din gură. Și asta nu înțeleg. Exact asta vreau să spun. Nu-mi place să discutăm. Dacă avem aleși, atunci... E unul dintre cele 200 și vreo 20 de proiecte de legi pe care le-am inițiat în mandatul meu. Dom'le, mandatul în sensul că noi n-am avut niciodată majoritate în Parlament. Acolo, ca să promovezi un proiect, trebuie să se ralieze PSD, PNL, poate USR, dar ca să faci majoritatea. Câți au votat proiectul acesta? Păi în afară de USR și UDMR, toți. Bun. Da. Asta este. Deci dacă crede cineva că eu am așa forță să conduc și PSD-ul și PNL-ul și... Dom'le, dar stați un pic, domnul Giurgea. Nici acum n-a devenit lege încă. E tot în Parlament. Deci n-a trecut, nu e... Și cu toate astea eu nu mai sunt parlamentar de vreo 2 ani de zile și tot zic că ce mare hoții Pașcan. Tot ceva strigă tot la cer. Da, nu mai mă miră. Ăsta e riscurile pe care ți le asum ca om politic și... Mulțumesc tare mult pentru prezență. După momentul realegerii sau revenirii în fruntea PMP, aștept cu interes să văd ce se întâmplă în județul Mureș, pentru că sunt fricțiuni, să spun așa, interne și ar trebui discutate de data aceasta. Nu o să-i cer prin vicepreședintelui să spună, ci o să încerc să vorbesc cu cei direct implicați și nemulțumiți. Chiar nemulțumiți fie de Cristian Diaconescu, fie de faptul că a fost răsturnat Cristian Diaconescu. Eu îți mulțumesc că ne acordă această atenție. Suntem încă un partid în reconstrucție. Sperăm să găsim drumul către lumină și cel corect ca să răspundem așteptărilor celor care ne-au investit cu votul și încrederea lor. Și în rest, eu asigur că rămân același. N-am revenit în politică să ies pe ușa din dos. Sunt acolo, sunt în București, tocmai pentru că așa am fost și înainte și mă voi duce pe drumul meu, un drum în care cred. Și cu oamenii în care cred, cu colegii, cu o echipă pe care o cunosc. Le cunosc foarte bine și sunt consider că vă face performanță. Acum, în ce formulă, rămâne de văzut. Avem de vorbit multe pentru că urmează alegerile. Cum vor fi ele, vom vedea. Dragii mei, vă mulțumesc pentru atenția cu care ne-ați urmărit și astăzi. Vă invit din nou să distribuiți, nu vă costă nimic, distribuiți discuțiile noastre de la Agenda de Mureș. Cred că unele sunt savuroase, cred că unele vă interesează mai puțin, dar sunt convins că din toate, dacă vă uitați, înțelegeți mai bine ce se întâmplă și ce ni se întâmplă. Până miercuri, multă sănătate și numai bine!